Bună, dragilor, și bine ați venit! Kitty vă salută și la fel și eu. Suntem, începem dimineața în forță. Avem un vlog cu puțină curățenie, cu puțină mâncare și puțin divertisment, dar dacă este curățenie, începem cu manicura. Am aplicat lacul acesta sclipicios de la Farmec, care îmi place destul de tare și am zis să profit de zilele astea de vară și să mă bucur de el. Cât de bine rezistă pe unghii, pe atât de greu este de șters, dar îmi place sclipiciunea asta. Am descoperit la Auchan acest almete cu ceapă și pătrunjel. L-am desfăcut un pic, că eram curioasă ce credeți. Arată tare bine ambalajul ăsta. Hai să vedem. Cam multă sare aici deasupra, după gusturile mele, dar să sperăm că nu este foarte sărat. Nu știu cum să fac aici. Să vedem. Totuși, prea multă sare. Vedeți cât de multă sare pe aici, de asta grujoasă mare? Nu este foarte sărat și se simte din belșug pătrunjelul, ceea ce îmi place. Ar trebui să mai fac și eu niște creme dintre astea cu verdeață, acum cât e vară. Ce ziceți? Vreți să vă arăt cum le fac? Din Grecia n-am cumpărat prea multe lucruri, dar treaba asta, Candies, un desert cu vanilie și sirop de căpșuni, 3,50 € a costat. L-am cumpărat de la un supermarket, arată așa și merge tare bine cu pe un colț de gogoașă, este delicios, vă spun. Nu foarte aromat, dar mult prea dulce. Nu o să mă bucur foarte tare din el, decât cu moderație. Dar e interesant. E genul șerbeturilor noastre, doar că mult mai aromat. Zima, nu te interesează șerbetul ăla? Nici salada de vinete? Nu. Pentru că e sezonul vinetelor, am zis să fac și vinete, rețeta tradițională, aceea cu multe grăsimi. Eu am postat mai de mult aici pe canal rețeta pe care o fac cel mai des, cu roșii și usturoi, mai dietetică, dar din când în când ne mai facem și de cap cu mâncarea. Am tocat tot, o să folosesc puțină maioneză dintre asta light de la Hellmann's, pe care o folosesc de mulți ani și de obicei rar se întâmplă să îmi lipsească din frigider, nu pun multă. Asta e ușor aprișor, am uitat să-mi scot lămâia, dar mă duc imediat să o aduc și pe dumneai. Și cu un gălbenuș de ou proaspăt de la cocuieți, de la niște găini pe care le cunosc. Și lămâia, sarea și ceapa le voi adăuga la sfârșit. Avem două lingurițe, așa, din belșug, o să adaug. Și mix, mix, mix. O să pun un pic de ulei de măsline și restul va fi ulei bunica. Știți că eu fac rețeta aceea dietetică cu usturoi și roșii, dar de data asta ne-a fost poftă de rețeta clasică, așa că băgăm mult ulei. Ce pot să zic? Calorii goale, de fapt, uleiul ăsta. Dar nu o să mâncăm așa de multe ori. Ne facem pofta și după aia revenim la varianta dietetică. Și un secret, să nu vă opriți din mestecat și după aceea să mai adăugați ulei, pentru că se va tăia salata. Am făcut și niște ochiuri ca să avem un brunch. Noi mâncăm pe la 11:30-12 o masă așa, care nu e nici mic dejun, nici prânz, dar e bine să fie cât mai consistentă. Și am cumpărat și pâine din asta proaspătă de la brutăria din colț. Aștept să treacă vremurile astea așa călduroase ca să pot și eu să coc niște pâine la cuptor.
Voi ce mâncați dimineața, de obicei, vă place să mâncați dulce sau vă place să mâncați sărat? Sincer, mie îmi place să încep ziua cu mâncăruri sărate. Vreau să pun o mașină la spălat și o să folosesc ultimii stropi din balsamul ăsta de la Sevi. Este unul din preferatele mele, Passion and Iare. Foarte mult mi-a plăcut mirosul ăsta. Căpșunicile astea și cu parfum și floral și fructat. Îmi place mie mai mult. Haideți să ne apucăm de treabă. Iar ca detergent o să-l folosesc pe ăsta de la DM, care e ok, oricum n-am, nu știu ce, rufe foarte murdare, dar nu stau să se adune o mașină de rufe albe și una de colorate, le spăl la grămadă și atunci folosesc predominant detergenți pentru rufe colorate. Ce credeți? Și ăsta e gata, o să vine clip de Empties cu siguranță. Am și parfumantele astea de la Kifra, care sunt foarte mișto. Le adaug împreună cu balsamul și adaugă un plus de parfum și persistent, ce pot să zic. Sper că ați văzut clipul de unboxing de la Kifra. O să vă las în descriere link către site-ul lor, să știți că produsele sunt mai ieftine pe site-ul kifra.ro decât dacă le comandați pe EMAG și în plus dacă aveți o comandă în jur de 50 de lei, transportul va fi gratuit, ceea ce nu-i de aici de acolo. Și din ultima comandă, unboxing-ul pe care l-am postat recent, minune, ăsta a devenit preferatul meu. Și da, nici Orchid nu e de aici de acolo. Și după multe ore de muncă, pe seară am fost la invitația Evei la stand-up comedy. Ce faci, mă? De ce ești dezbrăcată? De unde ai fost aia? De unde ai fost aia? De la mâta. De la mama mea. De la Sensation. Și mâine o să venim aici. Aici? La Nicos o să venim până la urmă. Da? Uh-huh. E ceva meci pe Stadionul Național, că băiatul ăsta are fular cu steaua, e ăla? Ce meci e, mă? Da. Spectacolul a fost la Comics Club, care este undeva în zona Nerva Traian, o locație drăguță, o să vedeți că am filmat și de acolo și dacă vreți să vă descrețiți frunțile și să mergeți la un spectacol amuzant, chiar vă recomand locul. Dă-te, mă, să filmezi verdeața! Mai țineți minte treaba asta cumpărată de la Barcelona, de la Primark? Uite ce se asortează cu treaba asta comandată de pe Sensei. Am ajuns. Și cred că am ajuns prea devreme. E posibil să ajungi tu prea devreme? Da, e posibil. Cât e ceasul? Cred că mai e o intrare. Cred că a intrat prin spate. Cred că a intrat pe la intrare actorilor. Ai glume în program? Te lași pe tine aici. Da, nu e bine. Hai pe alătura. Am ieșit pe aici, pe unde ieșiseră actorii. Stand up comedian. Ah. Bună seara! Una din persoanele care va face mișto de noi în seara asta este Maria Popovici, care a ieșit să aștepte pe cineva, dar o aștept aici să facă o poză. Și deși spectacolul începea la ora 9, accesul la terasă, de fapt, ni s-a permis doar la ora 8 și jumătate, nu prea am înțeles de ce, că a trebuit să stăm în față, să așteptăm intrarea. Elegant, ne-am fost conduse la masa care ne fusese rezervată.
amuzant chelnerul, am început cu glume și deși acum nu părea foarte aglomerat, să știți că nu au rămas mese libere, acesta este meniul, am încercat să filmez și pentru voi, în cazul în care vă interesează ce puteți să mâncați aici. N-am putut să las cu sonor din locație din cauza muzicii. Aveai din ce alege, cam pentru toate gusturile și prețurile normale pentru București. Eu mi-am luat un gin tonic, fiind cu șofer, și ne-am luat niște mozzarella sticks și niște quesadilla. Terasa are acest semi-acoperiș sau designul, decorul acesta, dar totuși eram afară. Am fost ușor dezamăgită că am primit paharul ăsta basic. Pentru gin voiam și eu așa un cocktail mai fancy, mă rog, un pahar mai fancy, de fapt. Mâncarea a fost ok-uță, quesadilla cam cu mult sos și cam cu puțină carne, dar hey, a fost ok. Am dovedit totul până la urmă. Aveau și pahare fancy, dar nu mi-au adus mie. Hello, Comics Club. You fuckers. Bună seara și bine ați venit la Comics Club. Don't you dare film or fucking talk. Nu pic să vorbim. Întreb în primul rând, ce ăsta e elicopter? Că nu știu, n-am văzut elicopter, dar întreb de ce ești un elicopter. E o urgență. Ei, o ajută să-și închide centura, care nu se închide așa, se închide undeva între picioare și o închide și ea trebuie să are așa un pic. Nu strică viol, cum trebuie să faci? Așa zice în frânta. Când faci curbă, când nu vorbim. Cum te ești cu băiatul la elicopterul dacă n-ai întrebat unde mergeți? Și se aude la un moment dat. Oh. Apoi acasă, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Filmasem mai mult, dar cumva am pierdut înregistrările, așa că o să mă revanșez data viitoare. Vă las cu Kitty, care s-a spălat bine și e gata de culcare. Sper că ați avut o zi frumoasă și că măcar acest clip v-a relaxat un pic. Vă pup și vă mai aștept. Pa!